Salutare! Astăzi vă prezint o cărticică, una dintre preferatele lui Marc, se numește Pinguinul Fulg de Nea. De câte ori mă încurc la cărticica asta, Marc râde. Îi place foarte mult pinguinul acesta pentru că e un foarte, foarte drăgălaș. Iarăși nu o să vă zic foarte multe despre poveste, doar vă arăt câteva pagini din interiorul ei ca să vă faceți o idee. E o cărticică cu niște personaje foarte drăguțe și copiilor sigur le, le plac astfel de personaje și de, de desene. Culori calde, un albastru frumos, cald, cu diverse animale, pinguini, foci, balene. E un pic o poveste mai triste, dar fiecare poveste cu siguranță îi învață pe copii ceva, și aceasta este una dintre ele. Uitați cum puișorul ține în brațe mama. Eu vă recomand cu drag să o cumpărați și să o citiți la copii. Cam așa arată. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe like și pe abonare. Mulțumim!